trei povești despre cum o busolă, o am aici în mână, un consult orele și un mesaj WhatsApp ne pot schimba viața. În primul rând, pentru că aici suntem foarte multe femei, profit de faptul că suntem majoritare și vreau să vă întreb așa. Câte dintre voi își mai pierd direcția din când în când? Cine trage de ușă când scrie pe ea împinge? Da? Cine pune Waze deși a mai fost de 10 ori pe aceeași stradă? Perfect. Credeam că sunt singură, dar m-am liniștit. De ce facem noi, fetelor, treaba asta? Bine, și domnii fac același lucru, numai că s-au obișnuit să râdă, să se amuze pe seama noastră, corect? Bun, am lămurit-o și pe asta. Când facem noi, de fapt, toate lucrurile astea? Când nu ne vedem foarte bine sensul și strada pe care am pus Waze-ul și mergem nu e, de fapt, strada noastră. Și ușa de care tragem atunci când scrie împinge nu e ușa noastră. În momentul în care nu ne mai vedem sensul, nu ne mai vedem calea și nu știm ce avem de făcut. Nu știu dacă unii dintre voi știți, dar eu obișnuiesc adesea în toate ieșirile mele publice și nu numai să spun așa, comunicare cu sens, vorbe cu sens. Pentru mine sensul este această busolă pe care o țin în mână și care va ajunge în această seară la unul sau una dintre voi, astfel încât să fiți ajutați, poate. La cine va fi nevoie va ajunge această busolă? Să-și găsească sensul. Acum 4 ani și ceva, stăteam pe marginea patului, cred că era luna noiembrie, ora 10 seara, și beam un ceai. Fetița mea dormea lângă mine, acum e în fața mea aici. Eram într-o casă care nu era a mea, cu un copil care e al meu, dovadă l-am adus astăzi în această seară aici alături de noi. Și beam un ceai și mă gândeam. Era foarte frig afară, iar mie nu-mi place frigul și cine mă cunoaște știe foarte bine lucrul ăsta. Și poate pentru că meseria de jurnalist de televiziune m-a ținut o viață numai în frig. Și eram în costumul de schi ca într-un fel de roche de seară din care nu mai ieșeam. Iar acum când merg la schi, stau și beau vin fiert sau ceai. Deci în continuare nu-mi place frigul. Stăteam pe marginea patului și mă gândeam la viața mea. Și mă gândeam care e de fapt sensul meu, cât din ce a fost până aici, din televiziune, mai e de aici încolo pentru mine și de ce am atât de multă forță, simt atât de multă putere, simt atât de mult că pot să fac lucruri, dar nu mai găseam motivația să le fac. Pentru că simțeam că acolo nu mai este locul meu, deși fusesem aproape 14 ani în televiziune. Puteam să fac multe lucruri, voiam să fac multe lucruri, dar habar n-aveam exact ce. Și începând cu acea seară a pornit cumva transformarea mea. Și m-am bucurat tare mult când am aflat că acest eveniment are loc aici, la această cafenea, pentru că în urmă cu 4 ani și jumătate am făcut un eveniment în momentul în care am pornit transformarea și am început să vorbesc eu despre importanța de a ne găsi sensul fix aici, pe această scenă. Și dacă asta nu e un semn de la divinitate, eu nu știu ce mai e. Mă bucur să fiu aici lângă voi și să vorbesc astăzi despre ce înseamnă sensul și ce înseamnă succesul pentru mine în locul de unde a pornit schimbarea mea. Cum vă spuneam, mă gândeam ce e de făcut. Teoretic, le aveam pe toate. Am un copil sănătos, un copil fericit, mă vedea mama la televizor, era fericită, nu era la fel de fericită că nu veneam de sărbători acasă sau în momentele importante nu eram alături de fetița mea. Și mi-am dat seama că atunci e clipa în care eu trebuie să mă reconfigurez, să găsesc o nouă cale, dar care să implice persoana, omul și profesionistul care erau formate până atunci. Și ce am găsit eu de cuvință a fost să încep să ofer, să le ofer oamenilor din ceea ce sunt eu. Și am început să folosesc toate platformele de socializare și am creat conținut prin care le-am vorbit oamenilor despre frici, despre emoții, despre teama pe care o simțim atunci când suntem așa aici, pe scenă, și nu numai. Despre emoția de a vorbi public. Asta a fost singura modalitate prin care eu am putut și am găsit de cuvință să-mi aduc contribuții atunci și să încep să mă simt împlinită și să mă regăsesc. Nu știam care va fi traiectoria și habar n-aveam că după 4 ani și ceva voi ajunge aici să fac doar asta. Să-i ajut pe oamenii care trec prin viața mea
să-și găsească sensul și să-și găsească această busolă internă de care au nevoie. Pentru că în momentul în care ne cunoaștem și știm încotro ne îndreptăm, drumul e unul mai simplu. Sigur că nu vă imaginați acum au început să cânte păsărelele pe la fereastra mea, a ieșit curcubeul și totul a fost lin în calea mea până am ajuns astăzi aici, dar nici greu n-a fost. Pentru că fiecare zi din viața mea, din clipa în care mi-am găsit sensul, a fost ca o zi de concediu. Și tot ce pot să vă doresc este să vă simțiți în fiecare zi a vieții voastre ca într-o vacanță, așa cum mă simt eu, făcând ceea ce iubesc atât de mult să fac.